Polițiștii locali din Râmnicu-Vâlcea sunt nemulțumiți că, spre deosebire de alți colegi de-ai lor din țară, nu primesc o serie de sporuri, iar veniturile lunare nete sunt în unele cazuri mai mici decât salariul minim pe economie. Eu vorbesc în numele meu, voi intra în greva foamei. Pentru că de 5 ani de zile, exact cum am spus în Consiliul Local, bascările primăriei, toți nu avem bază legală, nu avem bază legală. Dar când ne cheamă la serviciu, există bază legală. Una e când vii la serviciu lăsând acasă familia liniștită, când nu ai griji, și alta e când vii la serviciu și te gândești că mâine nu ai cu ce plăti chirie, că nu ai cu ce plăti banca, nu ai cu ce plăti copilul la școală. Deci e normal să nu poți să îți mai exerci atribuții de serviciu în condiții normale. Vom urma calea legală și vom demara demersurile care sunt necesare pentru a ne obține drepturile salariale. 5 ani au încercat polițiștii locali să-i convingă pe edilii din Râmnicu-Vâlcea că nu pot supraviețui și nici lucra în condițiile actuale, fără rezultate însă. Astăzi, sindicaliștii au mai făcut o încercare și câteva zeci de reprezentanți ai lor s-au prezentat în ședința de Consiliu Local să-și spună nemulțumirile. Răspunsul a fost însă același. Nu se poate. Trebuie să înțelegi și dumneavoastră că legea trebuie să guverneze. V-am spus foarte clar, vă rog, aveți informații de la colegii dumneavoastră, dați temeiul legal, dați ce putem face legal și eu sunt de acord. Sindicaliștii din Poliția Locală Râmnicu-Vâlcea sunt hotărâți să intre în greva foamei dacă, în 2 săptămâni, administrația locală din Râmnicu-Vâlcea nu va găsi soluții pentru a le crește salariile. În prezent, Poliția Locală din Râmnicu-Vâlcea are peste 100 de angajați, aproximativ 70 dintre ei fiind agenți trimiși în stradă pentru a asigura ordinea și siguranța cetățenilor din Râmnicu-Vâlcea.